Vă invit, frați și surori, să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 6. De unde o să citim, supunând atenției noastre în dimineața aceasta, câteva cuvinte care sigur vin de la Duhul Sfânt. Sigur vin de la Duhul Sfânt. Citim de la versetul, capitolul 5, de la versetul 18 până la versetul 24, inclusiv. La vârsta de 172 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Amin. Putem să ocupăm locurile? Îmi exprim bucuria că în această dimineață, după voia lui Dumnezeu, suntem în această sfântă comuniune duhovnicească. Să alungați din mintea voastră gândul că aș onora eu pe cineva cu prezența mea aici. Nu! Dumnezeu este Cel care ne onorează pe toți cu prezența Lui aici. Ce facem aici nu este un program cam cum ne-am obișnuit noi să ne exprimăm. Aș vrea să revalorizăm în conștiința noastră ceea ce se întâmplă atunci când frații se adună împreună. Cred că o cântare care se cântă este practic expresia prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt aici. Așa trebuie să vedem lucrurile. Dacă vedem lucrurile așa, atunci vom asista și noi la experiențe de care ne povestesc cei vechi. Duhul Sfânt s-a coborât peste cineva în timpul unei cântări. Dar acela n-a socotit cântarea o demonstrație de talent, ci a socotit cântarea semn al prezenței Duhului Sfânt aici. Ne rugăm, însumăm în rugăciunile noastre în comun mulțumiri către Dumnezeu, laudă către Dumnezeu, însumăm gemete acolo, suspine, strigăte, tânjiri, care toate vin dinăuntru și tind să se înalță înspre Dumnezeu. Nu-i o rostire în van. Apostolul spune căci nu știm cum să ne rugăm, dar însuși Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. Și El mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu cu suspine negrăite. Așa că atunci când ne rugăm, nu priviți aceasta ca o mare zgomotoasă. Socotim aceasta mai degrabă ca un strigăt al Duhului Sfânt din noi către Dumnezeu. Așa trebuie să vedem rugăciunile.
Însuși Duhul Sfânt se roagă în noi. Când se predică, acum urmează un alt număr, s-a cântat destul, ne-am rugat destul, acum o să predicăm. Noi nu avem liturghii. Dacă se predică, atunci trebuie să socotim, așa cum spunea Pavel Corintenilor, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Dacă revalorizăm ceea ce facem noi când ne adunăm la oaltă, atunci îi spunem lui Dumnezeu că e binevenit. Dacă le luăm așa ca un program, atunci e prezent, nu e prezent, nu contează, ăsta este aportul nostru a celor talentați sau mai puțin talentați și mergem acasă cum am venit sau mai rău de cum am venit. Să ne gândim la aceste lucruri. Din punctul acesta de vedere, Biserica lui Dumnezeu sufere. Am citit în dimineața aceasta niște cuvinte. Ele sunt extrem de importante. Le-am găsit, așa cum am anunțat, în capitolul 5 din prima carte a Bibliei, din Geneza, unde avem o listă de 13 nume de oameni longevivi care au trăit mult, peste 900 de ani unii. Dar am citit aici despre un om a cărei existență pământească a fost cea mai scurtă. Doar 365 de ani. Unii au trăit 900, 900 și, 800, 800 și. Omul acesta a trăit pe pământ doar 365 de ani. E vorba de Enoch, omul despre care Sfânta Scriptură spune că n-a văzut moartea. Dacă eu cred că aceste cuvinte sunt de la Duhul Sfânt și cred din toată inima mea, atunci ceea ce v-am spus până acum înseamnă ceva. Înseamnă că adevărata valoare a vieții nu constă numărul mare de ani pe care ne rugăm lui Dumnezeu să ni tot adauge. Și nu-i rău dacă facem asta. Vrem să trăim. Moartea nu-i bună. E dușmanul nostru. Până îl va supune Hristos atunci când se va întoarce. Dar valoarea unei vieți nu stă în longevitatea celui ce o are, ci valoarea unei vieți, îmi spune textul biblic, stă în ce asociezi vieții tale. Aș vrea să trăiesc 900 de ani și să fiu sănătos. Voi n-ați vrea. Și dacă aș ajunge la 900 de ani, aș putea să mor ca snopul strâns la vreme, cum zice Iov în capitolul 5, mulțumit. Dar nu asta dă valoare vieții, ci valoare vieții dă acela pe care tu îl asociezi vieții tale. Și asta mă învață Enoch, mă învață Dumnezeu în dimineața aceasta. Spune textul biblic aici că Iared l-a născut pe Enoch. La 65 de ani, Enoch l-a născut pe Metusala. Din momentul acela, Enoch începe și umble cu Dumnezeu vreo 300 de ani. Nu Dumnezeu umblă cu el. Am vrea noi să umble Dumnezeu cu noi. Am vrea să umble el pe cărările noastre, nu-i așa? Dar textul biblic spune că Enoch a umblat pe cărările lui Dumnezeu.
Aleg calea adevărului, se spune în Psalmul 119, mi se pare cu versetul 30, dacă nu greșesc, și pun legile tale sub ochii mei. Nu Dumnezeu a ales să umble cu Enoch, ci Enoch a ales să umble cu Dumnezeu. Este viața noastră de credință o astfel de atitudine? Alegem noi în fiecare zi cărările lui Dumnezeu? Dar care sunt cărările lui Dumnezeu? Se spune în Psalmul 103, care s-a citit acum dimineața aici. El, Dumnezeu, și-a arătat căile sale lui Moise. Ce căi i-a arătat Dumnezeu lui Moise? Cele 10 porunci, cu toate marele adevăruri care derivă din cele 10 porunci. I le-a dat lui și le-a dat poporului evreu și ni le-a dat nouă. Acelea sunt cărările lui Dumnezeu. Cărările noastre, Biblia le caracterizează așa. Noi rătăceam cu toții prin profetul Isaia, capitolul 53, ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Drumurile noastre sunt rătăciri, multe căi se par bune omului, spune cartea Proverbele lui Solomon, dar la urmă duc la moarte. Așa că Dumnezeu ne face o invitație în dimineața aceasta, vino și umblă pe cărările mele. Citește Biblia, învață cuvântul lui Dumnezeu și echipează-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Lasă filmele, lasă meciurile, lasă telenovelele, lasă politica și scufundă-te în adevărurile lui Dumnezeu. Asta este chemarea lui Dumnezeu. El a venit în lumea noastră și a trăsat niște cărări și a spus umanității, astea sunt cărările pe care umblu eu. N-ai vrea să umbli și tu? Pentru cel înțelept, spune cartea Proverbelor lui Solomon, calea vieții duce în sus. Toate căile lui Dumnezeu duc la locuința lui Dumnezeu. Toate căile alese în mod liber de noi duc la locuința morților. Dacă astăzi luăm o hotărâre tăcută în noi înșine, că ne vom dedica mai mult cercetării cuvântului Dumnezeu și rugăciunii, dacă astăzi luăm o hotărâre că vom părăsi cărările noastre pentru cărările lui Dumnezeu, n-am venit aici fără folos. Cunosc credincioși care atunci când se scoală dimineața, în loc să-și îndulcească sufletul cu un psalm și să cheme îndurarea lui Dumnezeu pentru a echipa pentru ceea ce urmează în ziua respectivă, dau drumul la buletinul de știri la televizor. Ce blestem! Ce blestem! Nu-i bine. De dimineață trebuie să-L invităm pe Dumnezeu să fie cu noi și să ne arate cărările pentru ziua respectivă. Psalmistul spunea în versetul 30, repet, Psalmul 119, aleg calea adevărului, pun legea ta sub ochii mei. Astea sunt cărările adevărului. Legea lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la textul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Și să-l recitim cu atenția pe care se cuvine să o dăm cuvântului lui Dumnezeu. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Ne oprim aici.
Observați că viața acestui om este împărțită în două etape. O primă etapă se întinde între nașterea lui și nașterea primului fiu al lui Metusala. Despre etapa aceasta nu știm nimic. Ce s-o fi întâmplat în 65 de ani? Nu știm nimic. În afară de faptul că omul acesta s-a născut și la 65 de ani a născut un copil. Atât știm. Dar de la 65 de ani, încă 300 de ani, știm că omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Și când citim aceste cuvinte, a umblat cu Dumnezeu, știm totul despre cei 300 de ani. Dar despre prima perioadă a vieții lui, nu știm nimic. Pentru că în perioada aceea n-a umblat cu Dumnezeu. Înseamnă că o viață în care cineva nu umblă cu Dumnezeu n-are semnificație, n-are importanță, nu ascunde lucruri vrednice de a fi consemnat. Permiteți-mi să vă spun, o viață în care nu-i Dumnezeu e nimic. O să mă întrebați, dar te naște, nu-i ceva foarte important? Ba da, nașterea este un miracol. Dar existența în sine, acel a fi, nu este important? Ba da, este un miracol să existi. Dar naște copii, cum s-a întâmplat aici, nu-i ceva miraculos și important? Ba da. Și este bine tinerii căsătoriți să aibă prunci. Dar din perspectiva din care noi vrem să privim în dimineața aceasta, viața acestui om, perspectiva în care ne așează Dumnezeu. Până la 65 de ani viața lui a fost nimic. Pentru că de la 65 de ani el umblă cu Dumnezeu. De ce vin cu aceste considerații la care vă rog să luați mare aminte? Pentru că vremea în care noi trăim astăzi este o vreme a unui soi de umanism ateu. Dumnezeu este izgonit din întocmirea sa, din creația lui. Iar în locul rămas gol, este așezată această zeitate mizerabilă care este omul. Ce valori creștine? Ce sistem etic absolut? Ce fundamentalism creștin? Ultima referință pentru tine dacă știi ce trebuie să faci și să crezi și să simți. Ești tu însuți. Asta e filozofia timpului de acum. Nu Dumnezeu. Nu valori care trec dincolo de persoana noastră și dincolo de generația noastră și dincolo de istoria noastră. Nu. Tu ești Dumnezeul tău. Vrei să știi cum să te îmbraci? Vezi cum ne sunt gusturile. Nu trebuie să te uiți în Biblie. Vrei să știi cum trebuie să mănânci? Vezi care sunt poftele. Nu trebuie să te uiți în Biblie? Vrei să știi cum trebuie să te distrezi? Ce trebuie să-L consulți pe Dumnezeu care stă undeva rece în cerul Lui acolo? Vezi care sunt preferințele și distrează-te. De fapt, avem în casele noastre, care avem, pe acest neobosit dascăl, măcar o dată dacă ar răguși, așa cum răgușesc unii predicatori. Avem un dascăl în casele noastre care ne învață tot. Televiziunea și internetul. Tot.
Ăsta e dușmanul meu numărul unu, că îmi face cea mai teribilă concurență. Eu voi predica o oră aici, iar unii poate vor sta 3 sau 4 în fața acelui dascăl, măcar o dată dacă ar răguși să nu poată vorbi, dar poate 24 de ore din 24. O viață, deci, în care nu-i prezent Dumnezeu, înseamnă din punctul de vedere al lui Dumnezeu nimic. Eu nu cred în umanism, pentru că un om fără Dumnezeu este nimic. Un om însă care și-l asociază pe Dumnezeu sau el se asociază cu Dumnezeu, abia atunci el capătă valoare. Să ne gândim la aceste lucruri. Dacă vom citi Biblia toată, de la capăt la capăt, într-o anumită cheie, privind printr-o anumită lentilă, să vedem ce spune Biblia pur și simplu despre om, izolându-l de Dumnezeu, izolându-l, dacă vreți, chiar și de această creație care are maestatea ei și frumusețea ei, găsim lucruri șocante. Și cred că ceea ce spune Biblia despre om, adică despre mine, trebuie să-mi asimilez, să-mi asum ca un fapt de conștiință. Cade orice trufie, orice mândrie, orice aroganță, orice fumuri. Să luăm câteva locuri din Sfânta Scriptură și să vedeți cum ne privește Scriptura pe noi, oamenii. Dar la vârsta mea nu pot decât să dau dreptate. Și eu, și fratele Achim, și cei care sunteți mai în vârstă, bărbați și femei, tinerii o să zâmbească, poate. Dar vine și vremea lor să aibă perii albi, să li se adune ani și neputințe, să privească curgerea istoriei din perspectiva vârstei înaintate și să dea dreptate cu gura plină lui Dumnezeu. Când Avram stă în fața lui Dumnezeu, și Avram n-a fost oricine, și mijlocește el pentru Sodoma și pentru Gomora, el spune, iată am îndrăznit, în capitolul 18 în Geneza, iată am îndrăznit să vorbesc eu, eu Avram, nu? Eu care nu sunt decât praf și cenușă. Praf și cenușă. Ce sunt eu? O grămăjoară de praf și de cenușă. Unde voi fi peste 50 de ani? Dar peste 100, dar peste 500 de ani. Să redobândim luciditatea care vrea Dumnezeu să ne-o dea. Dacă mă duc mai departe prin Biblie și ajung la un moment în care doi oameni se confruntă, unui posedat de demoni și unui posedat de Duhul Sfânt. Și cel în care era Duhul Sfânt îi spune celui posedat de demoni, care a vrut să-l ucidă, împărate, Domnul meu, e vorba de David și de regele Saul. Citim aceasta în 1 Samuel, capitolul 24. Împărate, Domnul meu, pe cine urmărești tu? Un câine mort? Un purece, adică un parazit? Împărate, Domnul meu, ăsta sunt eu! David, dar tu ai Duhul Sfânt! Păi tocmai de aceea mă văd așa. Dar tu ești destinat să porți coroană și să ții sceptru și să răspunzi de destinele națiunii lui Israel. Tocmai de aceea mă văd un câine mort și un purec. Of, Doamne, am putea să spunem despre noi, așa cu simțirea inimii, sunt praf și cenuș, sunt în raport cu dumnezeirea un câine mort
sau împurece? Mergem mai departe prin Scriptură. Și mi-aduc aminte de Iov când se ceartă cu Dumnezeu. Prietenii se mai ceartă între ei, dar se și împacă. Dumnezeu nu se supără că ne mai certăm cu El câteodată. Așa este între prieteni. Decât să fim ipocriți în relație cu El, mai bine să ne certăm cu El. Și zice lui Dumnezeu supărat în capitolul 13. Pe cine urmărești tu? Se adresează lui Dumnezeu. Pe cine urmărești tu? Cu cine te lupți tu? Că eu nu sunt decât o frunză luată de vânt și un pai uscat. Și știți cine a fost Iov? Ce om neprihănit, ce om bogat, ce om darnic, ce om pocăit. Ce pildă, ce parabolă a fost viața lui pentru umanitate până la sfârșit, cartea lui Iov. Pe cine urmărești tu? Eu sunt o frunză luată de vânt. Așa sunt de trist toamna, uneori. Când văd cum suflă vântul și cum smulge podoaba verii și o aruncă în țărâne și ploaia o udă acolo și tălpile trecătorilor o calcă acolo. Și sunt trist că mă gândesc că așa sunt și eu și așa ești și tu. Ne mai salvează iluziile de această realitate. Dar ăsta este adevărul. Pe cine urmărești tu? Un pai uscat? Eu nu sunt decât un pai uscat, zice eu. Ce interesant! Avem noi conștiința aceasta a nemicniciei noastre? Nu. Cineva are grijă să ne insufle că suntem un fel de mini-Dumnezei, că avem semnificație, că suntem extraordinari. Fratele Achim, dragul de dânsul, zice să nu te superi că te-am prezentat elogios. Nu mă supăr, frate Achim. Îi spun și dânsului că nu mă supăr, pentru că nu sunt decât un pic de praf. Nu sunt decât o frunză suflată de vânt. Nu sunt decât un pai. Merge Scriptura mai departe și spune, de data aceasta Dumnezeu, cine are curajul, se spune prin Isaia, să se certe cu făcătorul lui? Eu am curajul. Un ciob dintre cioburile pământului. Ce ești tu? Un ciob. Un hârb. Așa zice Dumnezeu. Ăsta ești, spune Dumnezeu. Un ciob. Zice vrei despre tine. Colorează-te cum vrei. Adu-ți o sanale cum vrei. Măgulește-te cum vrei. Dumnezeu spune, ești un ciob dintre cioburile pământului. Dar ce spun aici, nu cumva este un atentat la demnitatea noastră umană? Ba da, este un atentat din punctul de vedere a diavolului. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu! Pentru că este punctul lui de vedere și cine cunoaște mai bine pe om ca și creatorul lui? Biblia merge mai departe și zice Iacob oamenilor de afaceri, bine ar fi să audă toți oamenii de afaceri din biserică, nu vă lăudați cu ziua de mâine, adică nu faceți investiții de durată, că ce-i viața voastră? Un abur care îi se arată puțin tel și apoi piere. Ăsta sunt. Ăștia suntem, ne place sau nu, ăsta este adevărul. Am lăsat în această înșiruire ultima imagine care este cutremurătoare. Că dacă e vorba de praf, tot mai ești ceva. Dacă e vorba de un câine mort, tot mai ești ceva.
Dacă e vorba de un păduche sau un purice, tot mai ești ceva. Dacă e vorba de o frunză, tot ești ceva. Cineva poate lua și pune la ierbar sau studiezi biologii. Dacă ești un pai, și ăla poate fi folosit la ceva. Dar este și aburul chiar are anumită consistență și poate fi fotografiat. Dar este ceva. Ultima imagine te dărâmă. În Iov 14 zice despre om că este o umbră care fuge și apoi piere. Tot ce am enumerat eu are o anumită consistență. Poți să pipăi, poți să atingi, poți să descrii. Umbra n-are nicio consistență. Și ăsta sunt eu. Iată, din perspectiva lui Dumnezeu, ce este omul. Și vă întreb, unde sunt sutele de generații care s-au perindat pe pământul nostru? Unde sunt miliardele de ființe care au trăit, au plâns, s-au bucurat, care s-au rugat, care au trăit pur și simplu? Unde sunt? Câtă dreptate are Biblia? De aceea ziua de astăzi ne este dată să ne dezbrăcăm de iluzii și de minciuni și să acceptăm perspectiva lui Dumnezeu. Că fără El nu am nicio valoare. Aduceți-vă aminte, vă rog, de chivotul lui Dumnezeu din vechime. Era o ladă din lemn de salcâm. Și într-o ladă poți să pui ce vrei, de la armament și până la hrană. Dar în clipa când în lada aceea s-a pus legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, chivotul a devenit piesa cea mai importantă din cort. Pentru că în lada aceea s-au așezat legile și poruncile lui Dumnezeu care le exprimă pe Dumnezeu. S-a făcut un templu, o clădire la Ierusalim, în care evreii se închinau lui Dumnezeu. Dar la un moment dat Solomon s-a rugat: vino, Doamne, aici la locul Tău de odihnă. Fie ochii Tăi aici și inima Ta aici. Fără această prezență a lui Dumnezeu în templu, el ar fi fost o simplă clădire, ca oricare alta. Dar pentru că Dumnezeu a fost prezent acolo, clădirea aceea a căpătat valoare. Chemarea lui Dumnezeu în dimineața aceasta pentru noi e să ne cercetăm pe noi înșine. Suntem cu Dumnezeu? Sau i-am spus ca oamenii din vremea lui Iov, pleacă de la noi, nu vrem să cunoaștem căile Tale. Indiferent ce m-aș socoti în dimineața aceasta, dacă nu sunt unit cu Dumnezeu, nu sunt nimic. Uitați-vă la o hârtie, la un act eliberat de o instituție. Scritura aceea acolo, acum la calculator. Dacă nu se asociază acelei scrituri o ștampilă, actul acela nu devine operațional. Dar în clipa când se pune ștampila, hârtia aceea scrisă are valoare de act și nu are voie oricine să umble cu ea. Dacă omul se unește cu Dumnezeu, așa cum citim aici, atunci viața lui capătă semnificație și finalitatea ei este binecuvântată. Omul acesta a fost luat de Dumnezeu și nu s-a mai văzut. Dumnezeu l-a împiedicat să vadă moartea și a fost nemuritor, a devenit nemuritor. Pentru că este important nu cum începi viața, ci cum sfârșești viața. Dacă Dumnezeu nu se adaugă vieții mele, sunt nimic.
Dacă El se adaugă prin Iisus vieții mele, sunt totul. Și aș vrea asta să fie învățătura noastră de astăzi. Cu Dumnezeu sunt tot, fără Dumnezeu sunt nimic. Mi-aduc aminte că citim asta în Luca, la capitolul 10, a venit un om la Domnul Hristos și i-a spus învățătorul, un om bogat, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? La care Mântuitorul l-a întrebat, ce este scris în lege? Cunoști poruncile? Le cunosc. Păzește poruncile? Le-am păzit. Îți mai lipsește un lucru, a spus Domnul Hristos. Du-te și vinde tot ce ai și dă la săraci și apoi vino și urmează-mă și vei avea o comoară în cer. Să luăm experiența aceasta și să o desfacem pe părți. Vine un om bogat la Iisus. Era bogat. Și în general ne uităm cu un soi de invidie la oamenii care posedă bunuri materiale. Compătimiți-i, nu invidiați. Omul acesta a adunat. El, părinții lui, a moștenit, nu știu ce a făcut, oricum avea. Dar omul acesta era nimic. Să apucă el, evreu ce era, copil crescut în casă de evrei, având o educație după Tora, după legea lui Dumnezeu, și păzește poruncile lui Dumnezeu. Și Iisus recunoaște asta. Era un om moral. Permiteți-mi să vă spun că un om moral, dar fără Iisus, este nimic. Mântuitorul Hristos îi cere să vândă tot ce are și să dea la săraci. Presupunem că ar fi făcut asta. Dar după gestul acesta, dacă ar fi rămas unde a fost, era nimic. Mântuitorul îi cere un lucru fundamental. El a cerut lui și ne-l cere și nouă astăzi. Indiferent ce faci, dacă nu te unești cu mine și apoi vino și urmează-mă, alipește-te de mine, unește-te cu mine dacă vrei să fii valoros și nemuritor. Dar am un nume pe ulița mea că-s bogat. Dar sunt un om moral. Dar fac și milostenie, caritate și încă în fața camerelor de lua vedere. Da, dar dacă nu te unești cu Iisus, nu ești nimic. Mă înțelegeți? Să vă spun o întâmplare reală. Un rabin, un învățător evreu, și-a propus să scrie o carte și a scris-o. Cartea există. Și a propus să-L urmărească pe Iisus prin Evanghelie, să se asocieze la grupul de ucenici și așa, într-un itinerariu imaginar, să-L urmeze pe Iisus. Și ori de câte ori apare o problemă în discursul lui Iisus, el să-L întrebe pe Iisus în carte și Iisus să-i dea răspunsul. Și l-a însoțit pe Iisus admirându-L până în momentul în care Iisus este decis să moară să meargă la Ierusalim și să moară. Când a ajuns acolo alături de Iisus, i-a spus, nu te mai pot urma, mă întorc la eternul Israel, la poporul meu. Și s-a întors. Într-o zi de sabat, unul dintre colegii lui, la umbra unui platan, la umbra unui copac, a unui pom, amândoi acolo, colegul lui, zice, te-ai lămurit cu Iisus din Nazaret? Zice, deocamdată nu știu ce să spun, dar ce vrei să zici? Zice, hai să spun ce v-a zis colegul lui, care n-a citit Evanghelia. Zice colegul lui,
Moise ne-a lăsat 613 porunci. Câte sunt scrise în lege? Ăsta e Moise. David a redus cele 613 porunci, le-a redus la 11 și cita Psalmul 15. Uitați-vă acolo, sunt 11 porunci. Mai mult. A venit profetul Isaia și le-a redus la 6. Citiți Isaia 33 cu versetul 15. Acolo sunt 6 porunci pe care Dumnezeu le cere evreului să le împlinească. A venit profetul Mica, spune rabinul celălalt, și le-a redus de la 6 la 3. Mica 6 cu 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, ce alta cere Domnul de la tine, să vezi mila, să faci de ta, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. 3. Apoi zice, a venit Habacuc, spune rabinul, și a redus cele 3 la 1. Cel neprihănit va trăi prin credință. Iată oamenii aceștia ce au făcut, au adăugat. Acum te rog să-mi spui, s-a adresat omul acesta, dacă poruncile au fost reduse, concentrate într-una singură, Iisus, despre care ai învățat atâta vreme, ce a adus? Ce a adăugat? Și rabinul a spus ce merită să nu uităm. S-a adăugat pe sine. Înțelegeți? Degeaba-s poruncile. Dacă Iisus nu mi se adaugă, viața n-are nicio semnificație. Mâncați-mă, a zis Domnul Hristos. Mâncați trupul meu și beți sângele meu. Că dacă voi faceți asta, aveți viață veșnică. Dacă nu o faceți, n-aveți semnificație. Și cuvântul s-a făcut trup și a venit în lumea noastră ca să se unească cu mine și cu tine. Ca eu să mă unesc cu El și să capăt valoare din valoarea Lui. Prin mine însumi n-am nicio valoare. O, ce bine ar fi să avem această conștiință. Am fi tare smeriți. Am fugit de certuri și de scandaluri. Că unde-i mândrie, e și mult scandal și multă ceartă. Pentru că unul îl vede pe celălalt mai presus, pe sine mai presus decât pe celălalt. Dar când dobândim conștiința aceasta că numai Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, prin care ne unim cu Dumnezeu, numai așa dobândim valoare, atunci suntem cuminți, suntem zmeriți, atunci plângem. De ce au dispărut lacrimile din adunări, băgată-ți de seamă? Mai plâng analfabeții, mai plâng cei fără școală, dar o anumită generație care se ridică acum plină de umanism și de încredere în sine, nu mai plânge. Nu mai plâng la rugăciune. Nu plâng când îi botează Domnul. Pun în ghilimele botezul. Nu plâng atunci când fac botezul în apă. Nu plâng la predicarea adevărului. Nu tresar. De ce? Pentru că au semnificație. Dar când vezi că ești nimic și că dacă dragul Mântuitor se unește cu mine, sunt totul, atunci mi se rupe inima. Cântam noi mai de mult o cântare. Ce-ar fi făptura-mi fără tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-aș fi de n-ai fi tu în mine, cu harul tău nemărginit? Aș fi o albie uscată, aș fi o frunză smulsă și purtată,
fără de scop prin lumea toată. Și cântarea aceasta nu poți să o cânti, să nu vergi lacrimi. Că așa este. Dacă el mi se adaugă cum s-a adăugat lui Enoch, eu rămân. Dacă nu mi se adaugă, dispar nimicul timpului și a istoriei. Înțelegem noi aceste adevăruri? Ce-ar fi fost sau ce-a devenit fiul risipitor care a părăsit pe tata și pe mama, așa cum fac mulți tineri astăzi? Ce libertate în casă la voi! Voi nu știți decât să citiți în Biblie și să vă rugați și să cântați. Vreau să fiu liber! Și în goana după libertate ajung în cea mai crânce nerobie. Și tânărul acesta a ajuns la porci. Și demnitatea lui era sub demnitatea porcilor, că nu porcii îl păzeau pe el, ci el păzea porcii. Înseamnă că porcii erau mai importanți decât el. Acolo a ajuns, mai puțin decât un porc. Dar când s-a întors acasă și când tatăl l-a prins și l-a îmbrățișat, abia în îmbrățișarea aceea, copilul acesta a dobândit din nou noblețe și personalitate. Abia în brațele iertătoare ale tatălui lui, el a devenit ceea ce a fost odată. Fără îmbrățișarea tatălui, era mai puțin decât un porc. Să înțeleagă toți tinerii aceste adevăruri astăzi. Nu fugind de adunare, nu fugind de tata și de mama că sunt analfabeți și vremea lor a trecut. Adevăratul spațiu al libertății și împlinirii este familia lui Dumnezeu. Restul sunt iluzii. Vreau să fiu liber. Prieteni, femeie pierdute și bani. La ce cheamă media astăzi? Mijloace de informare. Trăiește-ți viața. Dacă vrei să fii liber, debarasează-te de Dumnezeu. Și să ajungi mai puțin decât un porc? Asta e minciuna diavolului. De aceea fiul devine ceva în clipa în care tatăl îl ia în brațe. Slăvit să fie numele acestui Tată Dumnezeu, care ne-a prins pe toți în brațele lui și nu vrea să ne lase de acolo. Să ne țină și să ne țină până la moarte. Amin. Ce-ar fi fost? Sau ce era? Oaia pierdută între haite de lupi și fără păstor. Dacă n-ar fi venit păstorul, citim în Luca 15, dacă n-ar fi luat-o de acolo dintre spini să o pune pe umăr, abia pe umerii păstorului, oaia dobândește conștiința valorii ei. În mod normal, ea trebuie să umble pe jos. Dar, la un moment dat, stăpânul vrea să-i spune: tu ai valoare, și-o ia pe umerii lui. Citiți Isaia 46, așa vorbește Domnul, casa lui Iuda și casa lui Israel. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Unde sunt eu important? Cine îmi conferă mie valoare și noblețe? Umerii celui ce mă poartă. Și acesta este Mântuitorul nostru drag, Iisus Hristos. Oaie în mijlocul lupilor, oaie între spini, oaie fără turmă, oaie fără păstor, nu ești decât o bună pradă de a fi hăcuită de colții fiarelor. Dar pusă pe umerii blindului păstor, ai valoare. Și noi cântăm o cântare, nu știu dacă se mai cântă aici pe la voi, te aleg mereu
Te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, te aleg mereu și te aleg în fiecare zi, căci fără tine n-am nicio valoare. Ce lucruri extraordinare! Enoch a trăit 65 de ani. Viața aceea n-are nicio semnificație. De aceea Biblia n-a consemnat nimic din cei 65 de ani. Tot ceea ce facem fără Dumnezeu n-are valoare și nu va fi scris în cartea vieții niciodată. Tot ce facem cu Dumnezeu rămâne, pentru că El dă valoare faptei noastre, fie și dacă e vorba de doi bănuți, fie dacă e vorba de acul de orcăi cu care acosea cămăși pentru văduve. Acul acela era binecuvântat de Hristos. De aceea când a murit, Hristos a sculat-o. E nevoie de o croitoreasă între femeile neputincioase. Ridic-o din morți. Oamenii folositorului Dumnezeu nu pot putrezi. Dumnezeu dă valoare actelor lor și faptelor lor. Ne-a rugat astăzi să scoată Dumnezeu lucrători. Dar la noi este o mică șmecherie. Scoate, Doamne, lucrători. Nu cam așa ne rugăm noi. Scoate-i. Scoate-mă! Cine va merge pentru noi, a întrebat Duhul Sfânt și Isaia a auzit. Iată-mă, trimite-mă, a spus el în Isaia 6. M-am rugat în dimineața aceasta să mă folosească Dumnezeu pe mine. Fă-mă, Doamne, scoate-mă pe mine din tiparele mele, din sclerozele mele, din inerția mea, scoate-mă! Pune-mi un ac în mână, două monede în mână, pune-mi un zâmbet, pune-mi o vorbă bună. Am extras din cartea Proverbelor lui Solomon toate versetele care vorbesc despre forța și efectele vorbirii. Și am rămas uluit. Ne rugăm să dea Dumnezeu carisme, daruri, amin, poporul Domnului să fie tot din proroci. Dar dacă veți face munca aceasta să scoateți din proverbe, mă refer la cei tineri, că ei sunt mai sprințari, mai isteți, să scoateți toate versetele și să vedeți ce se poate face prin cuvântul rostit. Lucruri extraordinare! Și noi nu știm asta. Dacă am ști, am zice, binecuvântat să fii, Doamne, că mi-ai dat grai, să pot duce o veste bună, să pot spune o vorbă prietenească, să pot să cânt lângă cel suferind o cântare care să-l aline, să pot să mă rog, să pot să dau un îndemn bun celui descurajat și căzut să se ridice. Și există o metaforă în Scriptură, o imagine, o icoană, cea mai frumoasă când este vorba de efectele vorbirii. Ea se găsește în cartea Proverbele lui Solomon. Și zice așa, limba înțelepților este un pom de viață. Pomul din cartea Genezei, din Rai. Ăla, cine mânca din el, nu murea niciodată. Și zice Biblia, așa-i capacitatea ta când este vorba de rostirea frumoasă. Tu dai viață prin ce spui. Suntem noi conștienți de asta? Nu cât ar trebui. De aceea trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să-l valorificăm fiecare pentru sine. Enoch a fost important pentru că s-a unit cu Dumnezeu și a rămas și n-a mai văzut moartea. Noi dacă ne unim cu Dumnezeu prin Hristos, dobândim importanță. Dar importanța noastră nu e a noastră, de aceea nu ne putem trufi. Vorba lui Pavel, ce ai să nu fi primit? Și dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit? Vreau să vă citesc câteva versete frumoase din Biblie. Zice Sfântul Pavel în Galateni la capitolul 2. Zice acolo printre altele, am fost răstignit și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Dar unde ești tu? Păi eu sunt nimic. Dar pentru că Hristos este în mine, sunt ceva. Nu prin mine, ci prin El. Ce minunat! Să ne unim cu Domnul Hristos în dimineața aceasta prin credință. În Coloseni citim așa, mi se pare în capitolul 3, zice așa. Aici, adică în mântuire, în credință, nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tere împrejur, nici netere împrejur, nici barbar, nici schit, ci Hristos este totul în toți. Unde-i grecul cu filosofia lui? Când Hristos a intrat acolo, el capătă adevărata valoare prin Hristos. Unde-i iudeul cu trufia lui? Dacă îl primește pe Hristos, are valoare. Unde-i barbarul cel războinic? Unde-i sciții cei bețivi? Toți au valoare dacă Hristos intră în ei. Enoch, 65 de ani, o biografie ștearsă. 300 de ani, o biografie care clocotește, pentru că acolo este Dumnezeu. Acolo este Logosul, cuvântul, acolo este Hristosul. O, Doamne, mă gândesc și închei. Doi ucenici triști, amărâți, și oamenii triști schimbă între ei cuvinte marcate de tristețe, adică și împrumută tristețea unul celuilalt, că dacă spui tristețea ta unui om vesel, te despovărezi. Dacă spui tot unui om trist, adică el îți dă tristețea lui și tu o dai pe a ta. Și este un fel de complementaritate, de schimb de tristeți. Și oamenii aceștia dezamăgiți că Hristos n-a înviat și n-a izbăvit pe Israel. Se duceau și schimbau spre Emaus și schimbau între ei vorbe încărcate de amărăciune și de durere. Dar la un moment dat, pe drum, și să știți că un om trist este și periculos, și este și foarte vulnerabil pentru diavolul. În general, oamenii triști tind să se sinucidă. Nu mai văd niciun orizont, n-au nicio perspectivă. Omul trist este și periculos, pentru că el în stare să spună după mine potopul, sau să deschidă foarte ușor ușa diavolului. N-are niciun sens să mai trăiești. Pune-ți capăților. Și mergeau ei așa triști spre Emaus. Și gândiți-vă ce mult a însemnat Hristos pentru ei. Ei și-au legat viața și destinul de Iisus din Nazaret. Și dintr-o dată se văd profund dezamăgiți și descoperiți. Noi nu putem realiza drama sufletului și vieții lor. O putem ușor pricepe. Dar la un moment dat un străin li s-a asociat pe drum. O, Doamne! Și a spus, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi? Luca 24 în Evanghelie. Și spune textul Bibliei, ei s-au întors uitându-se triști. Chiar și în priviri se instalează tristețea, și în minte, și în inimă, și ne otrăvește toată ființa. Sunt aici ființe triste, depresive, dărâmate, le îndemnăm să îl accepte pe străinul care astăzi a intrat în vorbă cu ei. Și acesta este Iisus! Depresia este boala secolului 20-21. Medicamentul care se dă în depresie se numește Prozac. Și cineva la o anchetă a spus că în pământul Statelor Unite se găsește cea mai mare concentrație de Prozac. Pentru că americanii fac parte din națiunea cea mai depresivă și oamenii consumă Prozac și le elimină în pământ. Cei doi se duceau în drum spre Emaus. S-au uitat triști la străinul acesta, dar el a început să le vorbească. Și a început să le vorbească și să le vorbească și să le tălmăcească profețiile cu privire la Iisus din Nazaret și au ajuns în Emaus. Și au simțit dintr-o dată că ceva se schimbă în viața lor. Că nu mai gândesc cum au gândit. Că stele de tristețe au început să se spulbere, să se ducă ca și ceață sub razele soarelui. Că începe inima lor de sloi de gheață să se încălzească încet, încet. Și ce bine e să ai o inimă caldă.
Numai Iisus încălzește inima cu adevărat. Și când au văzut ei ce tonifiantă este părtășia cu acest străin, după ce au început să mănânce de cină, să pună cină acolo să mănânce și străinul s-a rugat, i-a spus străine, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Ai dorit ca părtășiile, dulcile părtășii cu Hristos să nu se termine niciodată, vrem să facem aici trei colibi și să nu mai plece nici Moise, nici Ilie, nici tu să nu mai pleci. Să stăm așa cu tine în dulce părtășie. Și el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Dar starea lor era schimbată. Și apoi s-au întors la Ierusalim profund schimbați și cu o altă semnificație și altă personalitate. Dovadă faptul că au dus Evanghelia până la marginile pământului și au pecetluit aceștia cu sângele lor mărturia lor. Cine a făcut din cele două scorburi, din cei doi întristați, din cei doi condamnați la faliment, cine a făcut doi apostoli și doi martiri? Cine le-a dat valoare? Străinul Iisus care li s-a asociat. Îl ducem noi astăzi pe Hristos de aici? Dacă duceți numai o impresie, nu ne alegem cu nimic. Dacă însă ducem pe Hristos de aici, ne-am ales cu cele mai mari bogății. Ce aș putea să spun eu acum acestui drag fiu al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a venit în lumea noastră și s-a unit cu mine praful din drum, s-a unit cu mine câinele mort, s-a unit cu mine frunza uscată, cu mine paiul uscat, cu mine aburul, cu mine umbra. S-a unit ca să-mi ierte păcatele, s-a unit ca să-mi dea nemurirea, s-a unit ca să mă facă rege, cum se spune în Apocalipsa 5, s-a unit ca să mă facă fiu al lui Dumnezeu și moștenitor al lui Dumnezeu împreună cu Hristos. S-a unit cu mine ca astfel să pot în sfârșit să am parte de ultima făgăduință din Biblie. Știți care e ultima făgăduință din Biblie? Și Doamne, ce dor ar trebui să avem noi în inimă să se împlinească odată făgăduința aceea. Robii Lui, în 22 în Apocalipsă, robii Lui vor vedea fața Lui. Să-L văd pe Dumnezeu. Nu vi dor? Să-L văd pe Iisus. Nu vi dor? De atâta vreme cânt, mă rog, plâng, mi-am schimbat viața, duc crucea, mă duc după El. Nu vi dor să-L vedeți? Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu, spune psalmistul. Mi dor de tine și însetez după tine mai mult decât un cer care însetează după izvoare. Haideți să fim serioși. Chiar ni dor de Dumnezeu. Simțiți în suflet dorul după Fiul lui Dumnezeu, așa să-L vedeți. Nu în vedenie. Că îți mulțumesc, Doamne, dacă o văd pe mama în vis, care a murit. Dar dacă aș vedea că intră pe ușa apartamentului, nu știu ce aș face. Să-L văd așa cum este. Și Ioan spune, îl vom vedea așa cum este. Pentru că vom fi ca El. Nu vi dor. Dacă sufletul nostru tânjește de dorul acesta, într-o zi îl vom vedea, ochii noștri îl vor vedea și nu ai altuia, spune Iov. Îl voi privi și îmi va fi binevoitor să mă uit la El și El să se uite la mine. În sfârșit, după atâta cântare, rugăciune, lacrimi și dor, să-L văd. Nu vi dor? E lui dor de noi, dar nu poate să vină, pentru că mai are să mântuiască generații întregi. Și pe noi ne trimite la culcare.
duceți-vă și culcați-vă, că mai trebuie să vină încă la mântuire milioane de oameni. Și când se va împlini numărul neamurilor și Israel se va întoarce, dragul nostru Mântuitor va veni și va bate la ușe, la ușa iadului, la ușa locuinței morților, ca să scoale milioanele de credincioși care au adormit cu dorul acesta în suflet și care o viață întreagă s-au unit cu El. Ce să-i spune Mântuitorului în dimineața aceasta, în rugăciunile noastre? Ce să-i spunem în hotărârile noastre? Pe ce se pune voința noastră accent în dimineața aceasta? Exact pe ruga celor doi, în drum spre Emaus, de care făceam pomenire. Rămâi, rămâi cu noi. Amin.